Bun, am revenit în direct, continuăm în aceeași formulă. Îi mulțumesc ministrului Florin Barbu pentru că e în continuare alături de noi și implicit de telespectatorii AgroTV, de fermierii români. Domnul Șandor Darabont, noul președinte al Clubului Fermierilor Români, vă rog. Da, bună seara, domnul ministru. Deci eu cred că trebuie să aducem în discuție termenul de securitate alimentară a țării. Deci, practic, acum încet o să vorbim mai mult despre securitate alimentară, fiind an consecutiv de secetă și numai irigarea ar putea să ajută sau să rezolve din soluții. Prima întrebare ar fi concret, dacă aveți un deadline, un termen limită pentru a activa cel nou mecanism, care eu cred că ar fi o soluție destul de majoră să fie funcțional. Deci dacă aveți așa un termen concret, cam când credeți că ați putea finaliza? Asta este sigur, prima. 30 de zile, așa cum spuneam, dumneavoastră, colegul dumneavoastră care a fost președinte, a participat la ultima întâlnire cu formele asociative. În 30 de zile vreau să aduc la masă reprezentanții ATS-ului, formele asociative și Ministerul Agriculturii să stabilim actul împreună. Actul va fi realizat, va fi pus la dispoziția formelor asociative și împreună vom lua această decizie. Cred în dialog și întotdeauna nu am luat nicio măsură, pentru că este normal să o facem împreună, acești bani care se opresc, 3% se opresc de la fermierii români și, bineînțeles, aprobarea de acest act va fi împreună cu noastră cu formele asociative. Deci, practic, să înțeleg atunci, probabil, pe campania anului viitor, de primăvară, sau anul calendaristic următor, ar trebui să fie funcțional, mă gândesc. Poate fi funcțional și pentru culturile de toamnă și pentru culturile de primăvară, vorbind de anul agricol 2020. Perfect. O altă întrebare aș avea, dacă credeți că... Pe parte de securitate alimentară, lucrurile, din punct de vedere al producțiilor, nu stau rău în acest lucru, pentru că eu am fost și directorul general al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și în 2014-2015, când am ajuns la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, în România se irigau 180.000 de hectare. În momentul de față se irigă undeva la 1,2 milioane de hectare și, bineînțeles, producțiile de anul acesta pentru culturile de primăvară, dar și cantitate generală, nu sunt diferențe față de anii trecuți. Asta că în momentul de față, așa cum spuneam, există apă gratuită și, bineînțeles, și 50% se contează către fermiere apa popată pe sistemul infrastructurii secundare. Dar măsurile care trebuie să le luăm, de o parte să plătim secet, pe de altă parte să încercăm să suspendăm, așa cum discutam și cu băncile, pentru o suspendare a ratelor până în anul 2025, este vitală pentru ceilalți fermieri, care nu sunt puțin, sunt în jur de 200.000, care au probleme financiare și nu se află în sistemul de irigat din România. Ok, mulțumesc. O întrebare aș mai avea, dacă credeți că s-ar putea schimba PNRR-ul, adică să fie mutați bani pentru investiții în irigații în perioada imediat următoare. Deci dacă este posibilitatea asta, să zicem, la jumătatea perioadei să modificați fondurile din PNRR. Sigur, sunt discuții, am discutat și cu colegul meu, cu domnul Adi Cuciu, de la Ministerul Fondurilor Europene. Sunt discuții de modificare a PNRR-ului și, bineînțeles, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare are deja licitate lucrările pentru infrastructura principală de irigații. Practic, noi am intrat imediat în atragerea acestor fonduri. Doi, să nu uităm că în România mai avem și 3 milioane de hectare de defecare și dacă aceste amenajări nu sunt funcționale în zona de nord a țării, nu pot implica culturile de toamnă. De aceea am propus inclusiv partea de desecare și partea de infrastructură principală de irigații să fie inclusă în noua modificare a PNRR-ului. Da, și ultimă întrebare, dacă ați lucrat pe tema irigației prin picurare, fiindcă eu am folosit irigare prin tambur, prin metodele cunoscute, dar eu consider că este un mare, mare consumator de energie și ca rentabilitate în viitor trebuie să ne gândim tot mai mult spre direcția de picurare, de irigare prin picurare. Dacă aveți niște studii sau niște discuții deja începute pe direcția asta?
în proiectele pe care noi le avem scoase pentru organizațiile de udători, prin care își reabilitează infrastructura secundară de irigații, vorbim de stații și CT-uri, și în proiecte sunt incluse și echipamentele de irigații. Nu blocăm pe nimeni, ca și fermier, ca și organizații de udători, să poată să nu-și ia echipamente de pivot sau lineare, poate să facă infrastructura secundară de irigații prin picurare. Ok. Bine. Toate aceste investiții sunt prinse în accesarea de fonduri europene pe măsura BR25 din cadrul programului național strategic 2023-2026. Mulțumesc frumos! Domnul ministru, mai am eu o întrebare. Cred că cunoașteți situația fermierilor din Vrancea, Prahova și încă câteva zone care contestă vehement sistemul antigrindină. Am înțeles de la dânsii că intenționează să dea în judecată agenția antigrindină. Vă gândiți să mediați conflictul ăsta între reprezentanții agenției și fermierii respectivi? Sigur că voi face și am solicitat la nivelul direcțiilor agricole să identifice fermierii care se află în raza acestor sisteme antigrindină, unde argumentele fermierului sunt că atunci când se trage cu acest sistem nu ar mai ploua. Atunci când am toate semnăturile și i-am rugat pe colegii de la direcțiile agricole, voi suspenda total lansarea de rachete, dar numai pe semnătura fermierilor. Bun, și ca o concluzie, fermierii deci urmează să primească despăgubiri pentru secetă până în data de 15 septembrie sau 30? De 30 septembrie noi încercăm să dăm acești bani și cer cu colegii din teritoriu, așa cum spuneam, de la direcțiile agricole, APIA, inclusiv de la primării și situațiile de urgență, să urgenteze procesele verbale, pentru că numai în baza proceselor verbale toți fermierii care au fost afectați de secetă vor primi acești bani. Secetă la culturile de primăvară sau și la cele de toamnă? Și cele de toamnă vor primi 100%, sunt 100.000 de hectare deja le-am centralizat cu procese verbale în toamnă. Și discuții cu reprezentanții băncilor în perioada următoare? Sigur, asta se va lua o decizie și la nivel de guvern. Este până la urmă o discuție normală, un dialog cu Banca Națională a României, dar în principiu, atunci când este asumt, este în funcție de conducere, cred că este și o decizie politică pentru a salva fermierii și fermele de România. Bun, eu nu mai am întrebări pentru dumneavoastră. Mulțumesc mult de tot pentru faptul că ați răspuns atât întrebărilor mele cât și ale invitaților. Mulțumesc încă o dată pentru clarificări. Mulțumesc mult! Seară bună și dumneavoastră! Mulțumesc frumos! Bun, haideți să luăm și 10 secunde de publicitate și apoi revenim în direct. Hibrizii de tomate din gama Seminis asigură o producție de calitate legumicultorilor care își doresc să facă performanță. Pentru mai multe informații, accesați site-ul universalsem.ro. Am revenit, l-am auzit pe ministru, cred că nu mai există loc de interpretări, nu sunt discuții pe preluări din presă, nici speculații. Dumnealui a spus cu subiect și predicat ce se va întâmpla cu cei calamitați de secetă și așa mai departe. Vi se par realiste inițiativele astea? Realist optimiste sau un pic cam optimiste, încurajatoare pentru fermierii care sunt într-o situație extrem de grea. Sperăm ca domnul ministru să se țină de cuvânt. Doar că vreau să reamintesc faptul că încă nu este totuși apă pe canale peste tot, acolo unde ar putea fi, și asta este o problemă gravă. Iar în ceea ce privește procesul acesta de constatare a pagubelor provocate de secetă, este foarte important ca, începând de la Ministerul Agriculturii până la celelalte autorități locale subordonate, să existe o coerență, o informare, astfel încât ei să se mobilizeze și atunci când fermierii le solicită să meargă să facă, să întrunească acele comisii și să se întâmple realmente constatarea în câmp, astfel încât până la începutul lunii septembrie să fie făcute aceste constatări și în paralel să existe acea alocare bugetară de care vorbea domnul ministru, adică
tehnic cred că este foarte complicat. Doamne ajută să se întâmple ceea ce ne-a, ce ne-a promis. Din punctul meu de vedere, din 2001 până acum, asta e cea mai consistentă măsură și cea mai rapidă. Dacă se întâmplă chestia asta, intră în istorie. Doamne ajută să se întâmple. Va intra este în istorie unui ministru, noi nu putem iar, să contestăm. Iar dânsul a văzut că e foarte hotărât și cred că se va și întâmpla, că nu ieșa dânsul la televizor fără să tatoneze un pic terenul, dacă sunt bani, dacă nu sunt, dacă se face rectificare, dacă nu se face, adică... Vă gândesc că, vă gândesc că înainte a discutat, nu? Normal, mai sus și... Normal, normal. Cu ceilalți ministru colegi la nivelul lui discută cu colegii, discută chiar cu primul ministru, cu toată lumea și își ia niște măsuri de siguranță, nu să vină la televizor să... Păi deci fermierii când aud de 250 de euro s-au trezit din somn instantaneu. Nu mai au somn, nu mai dorm 2-3 zile, ascultați ce vă spun, pentru că sunt distruși. Deci fermierii 2-3 zile nu mai dorm după vestea asta. Deci nu cred că se joacă cu... cu sentimentele și cu, cu fermierii. Nu. Cred că e discutată e asta și cred că e realizabilă. Că 15-30 septembrie, că o fi 15 octombrie, va fi... A, dar dacă se dă, v-am zis, în anul ăsta ne-a dat din 2022. Au fost foarte bine la fermieri, sunt foarte bine veniți banii. Repet, eu n-am văzut fermieri să scoată dividende. Eu, cât cunosc fermieri, n-am văzut să scoată dividende. Ei se capitalizează, toată munca lor e în acea fermă. Oricând îi dai la un fermier un ban, știe ce are de făcut cu el și îl folosește cu bună intenție și în folosul fermei lui. Nu, președinte. Da, deci eu cred că în conjunctura actuală este optimistă promisiunea, deci se va realiza, dar problema este că nu este o soluție definitivă. Deci, practic, aici trebuie investit cât mai repede și trebuie să producem. Deci fermierii n-au nicio șansă dacă nu produc. Deci trebuie să producă fermierul. Dacă nu produce, ajutoarele astea, cât la sută reprezintă 250 de euro din venitul unui hectar sau din costul unui hectar înființat? Deci este o prelungire de agonie, de a da faliment anul ăsta sau anul viitor, acea sumă. Deci, practic, aici trebuie rezolvat problema mult mai strategic și mult mai adânc. Deci trebuie cât mai mult bani dirijați către sisteme de irigare, ca să fie el prin picurare, prin canale de aducție, prin orice, dar să fie apa asigurată la cultura, fiindcă atunci putem face producții. Deci asta trebuie să fie obiectivul principal și atenția cea mai mare a legiuitorilor de a asigura producția și a existența fermierului. Asta este părerea mea și trebuie cât mai repede. Deci, practic, a trecut o perioadă destul de lungă și încă suntem unde suntem. Știm care ar fi soluțiile. Trebuie pus în practică și trebuie adus cât mai mulți bani investit în irigații de a asigura producția pe hectar. Da. Vreau să vă întreb un pic și despre prețul cerealelor. Dacă ați vândut, producțiile obținute sau încă le mai țineți în depozit, domnul Ciocan? Deci la culturile de toamnă, mă refer. Da, am vândut la culturile de toamnă, nu am vândut nimic, dar la cele de păioase am vândut o parte pentru mi-a acoperit cheltuielile curente. Cheltuielile curente trebuie să le achizi instantaneu și atunci am vândut și cu depozitele de cereale, am căzut la un comun acord, am făcut niște contracte să mă așteptăm o lună, două, până sperăm la un preț mai bun, pentru că 10 bani la un fermier, la 2-3 mii, 5 mii de tone, se cunoaște. E 100 de mii de euro. 100 de mii de euro este un tractor. Deci așteptăm un preț mai bun, care pare previzibil. Am zis că anul ăsta, în zona mea, tot grâu a avut calități panificabile. Foarte puțin să fie furajer. Deci calități sunt, exportul se poate face, mă așteptăm un pic și cred că la cei 10 bani la care speram noi, v-am zis, la 4-5 mii de tone, 100 de mii de euro, sunt bineveniți. Spuneați că la cele de primăvară e pagubă totală. Mare pagubă. Mare pagubă și... Spre exemplu, am fost în Ardeal. Acum, săptămâna trecută, am avut drum și am văzut porumbul, e o frumusețe la Ardeal. La noi nu se poate face.
nici porumb siloz nu avem pentru zootehnie. E dezastru. Și floarea la fel. Una peste alta vă compensați ce ați făcut în toamnă cu pierderile din culturile de primăvară? Ieșiți pe zero sau tot pe... Nu aș putea să spun că nu-mi dau seama acum, dar... N-are cum. E foarte greu. Acum, ponderea culturilor, știți dumneavoastră, că prin rotirea asta e cam jumătate. Sau 60% e toamnă, 40% e primăvară. Nu știu să vă spun acum. Nu aș putea să vă... Poate din pepen să vă mai ajutați. Da, pepen e un hobby al nostru și deja am devenit profesioniști. V-am zis, sperăm la pepen să-l la locul 1. Mai ales că înțeleg că n-au niciun fel de gram de pesticid, nu? Deci vreau să vă spun că dejecțiile, v-am spus mereu, dejecțiile de la zootehnie le bag în terenurile de la pepen. Am făcut analize la un laborator din Bulgaria. Nu are pesticide, nu are resturi de pesticide și mai avem un mare avantaj, terenul, și noi nu punem plante altoite. Vreau să vă spun că eu sunt la 30 de kilometri de Dăbuleni. La mine este prețul dublu față de Dăbuleni. La Dăbuleni e 30 de bani kilogram. Nu, la mine este un leu, e 80 de bani un leu. De ce? Pentru că este pepene de calitate. Am și spus și repet, la pepen anul ăsta va fi anul calității. Și dacă toată lumea înțelege că să livreze un produs cu buletin de analiză, să rezolvă problema consumatorului. Deci, mai exportați pepene anul ăsta? Da, export. Acum am ceva Moldova și din mândrie profesională export în Cehia și Germania pentru că vreau să fiu prezent acolo. Am fost la târgul de la Berlin, am rugat-o pe doamna ambasador să ne facă niște întâlniri cu supermarketurile de acolo, așteptăm, nu ne-a făcut, dacă ne făcea, cred că aveam șanse mai mult, pentru că noi, ca să dăm în Germania, în Cehia, ne costă transportul dublu față de Ungaria. Și aici ar fi o problemă dacă am avea subvenționat transportul sau partea din transport și o întâlnire cu supermarketurile în Germania, eu vă spun, la calitate batem pe toată lumea. Apropo de transport, vreau să vă întreb și pe doamna Crețu și pe ceilalți doi invitați, e factura, e transport, cât de tare vă pun probleme? Pentru că am văzut săptămâna trecută, cred că chiar fix acum o săptămână, un protest al contabililor și al transportatorilor, dar inevitabil lucrurile astea lovesc și zona asta de agricultură. A venit la pachet cu un cost suplimentar și aș vrea să adaug un lucru legat de prețuri, ca să început cu întrebarea aceasta. Prețurile la bursă sau prețurile din Portul Constanța le știm cu toții. Ideea este de acel preț mediu stabilit de Consiliul Județean, unde, când mi-am adus aminte acum, uitându-mă la domnul Ciocan și am lista aceea în minte, județul Olt s-a mișcat foarte bine și ori prefectura are o relație foarte bună cu fermierii și a înțeles că acela ar trebui să fie prețul pe kilogramul de grâu și este, cred, 0,70, în timp ce într-un județ nu foarte departe, vorbim de Vrancea, vorbim, este 0,9 sau 0,95. Nu știm cine a calculat aceste prețuri, dar trebuie gândit foarte bine și ar fi bine ca toate prefecturile, noi am făcut o adresă pe tema aceasta către autorități, ca toate prefecturile să se consulte cu fermierii din zona respectivă, să știe care este prețul real al produselor agricole. De ce? Pentru că noi plătim taxe și impozite în funcție de acel preț și plătim și arenda, pentru că mare parte dintre noi avem terenul pe care lucrăm, este în arendă. Și atunci plătim conform acelui preț al prefecturii. Sperăm ca acest lucru să se reglementeze, pentru că, repet, sunt diferențe de aproape 20% de la un județ la altul și nu este normal, pentru că vindem cam toți la același preț grâul. Întorcându-ne la e-factura, aceasta a pus o presiune mai mare pe prețuri, de fapt, pe costurile de producție, să spunem, pe costurile totale, nu costurile directe, pentru fermieri, pentru că, într-adevăr, au crescut
costurile într-o fermă cu serviciile contabile, pentru că este o procedură suplimentară. Pe de altă parte, sperăm că este, cum să spun, o perioadă intermediară, că este un lucru care se întâmplă pe termen scurt și mediu, urmând ca ulterior, fiind atât de automatizat totul, poate să devină mult mai simplu. Dar deocamdată, într-adevăr, este foarte complicat. Și cu cât este ferma mai mică, cu atât este mult mai greu, pentru că de foarte multe ori era unul dintre angajați, soția, deci cineva care din se familie, ocupa da. De partea aceasta și pune mari probleme. Chiar pot să vă spun că am vorbit cu fermieri care ne spuneau că ei n-au încasat niște bani pentru că încă nu erau înregistrați în e-factura și nu știu să facă acest lucru, trebuie să se înregistreze și am avut tot felul de discuții. Repet, vorbim aici în special de fermierii mai mici, medii, care nu au un serviciu de contabilitate foarte bine pus la punct. Când vorbim de ferme mari, profesioniste, într-adevăr, lucrurile nu sunt atât de grave, dar și acolo sunt sincope majore în sistem care sperăm să se remedieze. Înțelegem că este un sistem la nivel european, dar trebuie făcute acele mici ajustări locale, astfel încât să nu avem încă un impediment, să spunem, în activitatea curentă, că nu își dorește nimeni să, sau nu cred că marea majoritate dintre noi ne dorim să fraudăm. Să eludăm legea. Nu, ne dorim să meargă și sistemul să funcționeze. Doar că cu anumite limite și în special într-un an ca acesta, orice întârziere la plată pentru un fermier înseamnă o piedică majoră. Din punctul meu de vedere, factura e foarte binevenită. Eu personal o așteptam și vă spun de ce o așteptam. Sunt mulți particulari care lucrează terenuri fără acte. Sunt mulți proprietari de teren care încasează direct subvenția de lapie. Am spus-o și o repet că sunt foarte mulți și atunci creează un mediu concurențial neloial. Și nu-s puțin, adică un particular care lucrează 100, 200, chiar până la 300 de hectare, fără documente, nu e regulă. Asta îl obligă să își facă documente și să înregistreze contabil toate cheltuielile. E foarte binevenită, se implementează greu, dar cum vorbește la telefon, cum vorbește la mail, la alea, o să o facă și pe asta. Că fermierii nu s-au născut cu telefoane sau cu tehnologie nouă. Nu, au învățat. O să învețe și pe asta. Dar pentru toată lumea este o măsură binevenită și acea evaziune se va stopa, zic eu, în mare parte ei. Da, deci noi practicăm sau folosim, deci înregistrăm atât e-factură cât și e-transport. Era o dilemă că din 1 iulie este obligatoriu și amenzile sunt destul de mari, le persoane juridice poate să ajungă până la 100.000 de roni și încă nu erau foarte clară nici la rândul contabililor că care este produsul care este obligat să poarte e-transport. Aici refer la e-transport, dar care marfa care depășește, mi se pare 20.000 de ron sau ceva. Deci practic intră. Deci și cerealele și produsele cu care luăm noi, toate este obligatoriu să introduci în e-transport și în e-factură. Legat de prețul, eu zic că prețul nu depinde de noi, de fermieri. Deci prețul este stabilit la bursă. Plus că încă o lege, un principiu este că prețul este stabilit de ofertă și cerere. Până când din Republica Moldova poate să intră marfă nelimitată, deci dacă se aduce din Ucraina marfă în Moldova și după 5 zile devine marfă moldovenească, practic așa se explică că practic Moldova a exportat în ultimul an producția al multor ani. Deci și n-ar fi asta o problemă, dar atunci, cum am amintit și colegul, că este o concurență neloială. Deci dacă toți jucătorii din piață care produc pentru o piață unică au aceeași condiții, atunci nu am o problemă cu nimeni. Nici cu olandezul, nici cu ucraineanul, nici cu cei din Moldova. Dar până când eu am alte condiții și alte posibilități de producție, și vând la aceeași piață și concurez cu alții, este o concurență neloială. Și aici avem noi probleme, sau am eu problemă, că dacă este o concurență neloială, atunci mă deranjează. Dacă ar fi toți cu aceeași posibilități, atunci n-am avea nicio problemă. Bun, luăm publicitate, revenim după.